Bun găsit! Mii de ucrainieni s-au refugiat în România fugind din calea războiului. După începerea operațiunilor militare, oamenii sunt îngrijorați de situația din țara pe care o părăsesc. Aceștia și-au luat copiii și câteva bagaje și au pornit spre România. Poliția de frontieră a anunțat că în data de 24 februarie, în intervalul orar 00:16, au intrat în România prin punctele de frontieră situate la granița cu Ucraina, punctul de frontieră Halmeu, județul Satu Mare, punctul de frontieră Sighetu Marmației, județul Maramureș, punctul de frontieră Siret, județul Suceava, punctul de frontieră Isaccea, județul Tulcea, aproximativ 5300 de persoane, cetățeni români și străini situați fiind în dinamică. Mii de oameni au așteptat la cozi să intre în România și la granița de la Siret. Unii au venit pe jos, alții cu mașina și toți au spus că și-au luat doar strictul necesar. În semn de solidaritate, mulți români au venit cu mașinile să-i ducă pe refugiați unde au avut nevoie. Sucevenii s-au implicat direct pentru a-i ajuta pe refugiații care au intrat în țară prin vama Siret, punându-le la dispoziție mijloace de transport. Alții au venit cu mâncare și apă pentru persoanele care au intrat în țara noastră. Autoritățile ucrainene au permis ieșirea din țară doar a femeilor, copiilor, iar în cazul bărbaților este permisă părăsirea țării doar pentru cei care au rezidență pe teritoriul altui stat. Ei și-au pierdut casele. Ei vin acum aici, dar ce se va întâmpla? Au poate 30, 40, 45 de ani. Au copii mici și doar un bagaj cu ei. Asta am văzut. Sincer, am 22 de ani și asta va rămâne cu mine pentru totdeauna. Și credeți-mă, nu doresc asta nimănui. Și nu-mi vine să cred că asta se întâmplă în Europa. Și nu-mi vine să cred că se întâmplă chiar acum. Îmi pare rău să aud asta și să văd toate astea și, într-adevăr, am acea posibilitate extraordinară pentru că am casă. Sunt din Polonia și pot merge la familia mea. Sunt în siguranță deocamdată. Autoritățile spun că țara noastră este pregătită să primească până la 500.000 de refugiați.